Buonasera, am revenit. Eu sunt Rodica Boca, medic primar, medicină de laborator, managerul societății Dorna Medical. Discutăm în această seară cu domnul dr. Paul Turcoman, medic specialist, cardiolog, despre cardiopatie ischemică, infarctul miocardic acut, subiecte de mare interes și care interesează în acest fel pe telespectatorii noștri, pe colegii noștri trimițători. Domnul doctor, există multă cardiopatie ischemică, există mulți pacienți care se adresează serviciilor de cardiologie, unii care ajung prea târziu, unii cărora le spunem că au trecut prin anumite complicații în decursul timpului, fără ca ei să știe. Așa cum am detaliat legat de anamneză, de electrocardiogramă, de ecocord, de analizele de laborator atunci când avem simptome care ne sugerează o cardiopatie ischemică sau chiar un infarct miocardic acut, care ar fi alte posibilități de investigație pe patologia cardiacă? Și când ar trebui cardiologii, medicii interniști, medicii de familie să se gândească și la aceste lucruri? Mă refer la testul de efort, la holterele pe EKG, la computerul tomograf, RM-ul cardiac, care deja sunt investigații de înaltă performanță și la care chiar nu trebuie la toată lumea și sunt și puțini specialiști care fac aceste lucruri. Când are nevoie un cardiolog de aceste investigații suplimentare, cui se fac, dacă par să fie așa niște lucruri care trebuie să fie făcute doar excepțional sau chiar intră în rutina unei consultații de cardiologie? Deci aveți o anamneză, aveți un EKG pe care îl faceți, uneori repetat, aveți un ecocord care pune anumite probleme la un moment dat sau repetat în dinamică sau la o consultație ulterioară sau la control. Când faceți testul de efort, cum trebuie să fiți pregătiți? Noi, înființând de curând cabinetul de cardiologie, eu ca manager a trebuit să învăț că pe lângă banda de la testul de efort vă trebuie și un defibrilator, că trebuie să avem un dulap de urgență și măsuri de urgență deosebite ca să facem acest lucru. Cui punem holtere când vin pacienții cu aceste teste, cum le citiți, cât le repetați în dinamică, cum se întâmplă aceste lucruri, pentru că eu am avut surpriza că în județul Suceava chiar puține centre fac testele de efort, spre exemplu, și foarte puțini medici, ori din lipsă de timp, că nu e o investiție chiar atât de mare a pune niște holtere pe EKG sau pe tensiune, dar poate că uneori asta necesită timp, o revenire a pacientului și doar anumiți medici și anumite centre medicale fac aceste lucruri. În centrele universitare sunt investigații uzuale, în general, dar nu toate centrele le fac. Deci cam despre ce ar fi vorba legat de investigațiile astea. Legat de testarea de efort, a început să devină o investigație aproape de rutină, cel puțin în centrele mari. Nu are o specificitate și o sensibilitate de 100%, ajunge undeva în jur de 70-60-70%, însă este prin aceasta un plus în stabilirea diagnosticului. Așa cum prezentam mai devreme, recomand tuturor celor cu o suspiciune de boală cardiacă să se adreseze unui serviciu de urgență sau unui serviciu de ambulator de cardiologie, însă nu neapărat toți cei care vin au o boală cardiacă. La fel aminteam că boala cardiacă poate să aibă o simptomatologie identică cu o nevralgie intercostală, de exemplu. Am întâlnit multe cazuri în care o nevralgie intercostală imită durerea din infarctul miocardic și ca bliț diagnostic am avut infarct miocardic acut, ce ulterior s-a exclus prin investigații suplimentare. Drept urmare, la un pacient care a venit cu o durere toracică anterioară, care descrie o simptomatologie parțial tipică de durere cardiacă, care are enzime de necroză miocardică, CK-CKMB, de care spuneați mai devreme, troponină și alte analize, alte probe de sânge în limite normale, care are o tensiune în limite normale sau poate o tensiune crescută,
care are modificări EKG de limită sau fără modificări EKG, ca medic cardiolog îmi doresc să am un diagnostic de certitudine legat de acea durere pe care pacientul o prezintă. Așadar, a apărut din nevoia acestei de a avea certitudine asupra diagnosticului, a apărut banda de testare la efort, care presupune o bandă de alergare aproape standard, însă partea diferită este că pacientul, în timp ce face diferite grade de efort, este monitorizat EKG. Și aici aș vrea să detaliez puțin cam cum se întâmplă testarea la efort și care este mecanismul din spatele testării. În momentul în care pacientul face efort pe bandă, pe diferite grade de efort, inima este solicitată în diferite grade, are nevoie de o cantitate de oxigen, de o cantitate de sânge mai mare și mai mare, iar dacă este vorba de o cardiopatie ischemică, este vorba de o stenoză pe arterele coronare, atunci, crescând cantitatea de efort, este stenoza care nu permite o cantitate suficientă de sânge. În momentul unui efort ridicat, inima începe să sufere, iar acel strigă de ajutor, cu ghilimele de rigoare, se reflectă pe modificările de pe electrocardiogramă. Și asta îmi spune mie, cu sensibilitatea și specificitatea de care am pomenit, că inima la efort suferă și am o suspiciune înaltă de cardiopatie ischemică. Drept urmare, pot să pun un diagnostic și sunt obligat să apelez la investigații amănunțite pe această cale. Dacă testul de efort este negativ, atunci am o doză de încredere mai mare și de siguranță mai mare că nu este vorba de o cardiopatie ischemică și voi merge cu investigațiile în alte direcții, în ceea ce privește durerea cu care pacientul s-a prezentat. Deci avem o suspiciune de angină pectorală la care nu suntem foarte siguri legat de EKG, de ecocord, de enzimele cardiace și la care facem un test de efort care cât durează? În funcție de rezistența pacientului, este pe trepte de rezistență, poate să dureze până la 12 minute de efort și 6-12 minute de repaus. Dar cei mai mulți pacienți, fiind pacienți vârstnici, ajung să facă undeva în jur de 6 minute, 7 minute. Apelați la testul de efort la prima consultație sau mergeți treptat, inițial cu o anamneză, cu un EKG sau că uneori există un risc să supunem un pacient care are o tulburare acută cardiacă unui test de efort, cred. Dacă suspiciunea este de angină pectorală de efort și nu am modificări acute, nici ecografice, nici EKG și nu are durere în momentul examinării sau nu a avut durere, așa cum am spus, care să fie peste 20 de minute cu durerea care asociez infarctului miocardic acut, se poate face test de efort în aceeași ședință. Dar de obicei pacienții care vin în urgență, de exemplu, sunt investigați și ceea ce temporizează, de fapt, efectuarea testului de efort e că nu impune și nu este obligatoriu să se facă în urgență un test de efort, plus că, de obicei, enzimele de necroză miocardică le efectuăm în dinamică, ceea ce, la fel, temporizează efectuarea unui test de efort. Însă, imediat următor, în timp aproximal, în ziua următoare, la 2-3 zile diferență, se face un test de efort. Deci Asta asta încă... înseamnă după ce internăm pacientul, dacă e vorba de un spital de urgență sau la consultație în sistem de ambulator, tocmai pentru a ne întări diagnosticul. Exact. Da. De holtere, holterul EKG, holterul de tensiune, de fapt o monitorizare a tensiunii pe o perioadă mai lungă sau a EKG-ului, ne spuneți dumneavoastră despre ce e vorba, pare să fie deja banal. A se folosi această monitorizare, ceea ce părea așa de cu ani în urmă să fie de mare specificitate, sensibilitate și a se face numai în mai anumite locuri. Deci a devenit o practică curentă. Când trebuie să-și monitorizeze pacientul o tensiune timp de 24 de ore, 48 de ore sau EKG-ul, când se citește, cum ne spuneți pentru telespectatori mai multe amănunte? Da. Așa cum spunea, ceea ce altădată era un vis, acum a devenit realitate și, de fapt, asta înseamnă profesionalism. Monitorizarea holterei EKG înseamnă, de fapt,
Efectuarea unui EKG timp de 24 de ore, 48 de ore, se poate extinde până la 7 zile. Mai nou sunt și variante de EKG loop recorder, asta înseamnă că îi se implantează pacientului sub tegument, în zona pieptului, un dispozitiv care înregistrează timp de 6 luni activitatea inimii. Colaborat cu subiectul zilei, cu cardiopatia ischemică, în cardiopatie ischemică avem parte de cele mai multe ori și de tulburări de ritm. Aceste tulburări de ritm nu sunt constante și atunci în investigația de ambulator, prin efectuarea unei electrocardiograme la prezentarea pacientului în ambulator, nu surprindem anumite tulburări de ritm. Nu discutăm despre monitorizare Holter EKG în urgență. Atunci se discută de o monitorizare directă pe monitorul din urgență. De monitorizare Holter EKG discutăm când există suspiciune de tulburări de ritm pe care pacientul le prezintă, însă noi nu le surprindem în momentul vizitei în ambulator. Exact. Atunci punem acel Holter EKG, deci aceea monitorizare Holter EKG. Este un aparat micuț, cam cât un telefon mobil, cu 5 cabluri electrice care se lipesc cu electrod pe toracele pacientului. Pacientul pleacă acasă, are o activitate normală timp de 24-48 de ore cât se pune uzual acea înregistrare, face activități normale și își notează evenimentele acute, gen dacă a avut palpitații, spune la ce oră a avut palpitații ca să ajute doctorul să caute în intervalul orar dacă pe electrocardiogramă s-au înregistrat sau nu palpitații. În felul acesta se surprind ce fel de evenimente electrice sunt la inimă în timp ce pacientul are o activitate zilnică obișnuită și dacă sunt acele evenimente electrice, deoarece de multe ori expresia sau simptomul de palpitații este de fapt un simptom fals. Se evidențiază calitativ și dacă există, atunci se poate face o analiză pentru a ști ce abordare terapeutică avem asupra evenimentelor respective. Da, deci dumneavoastră vreți să evidențiați extrasistole, tulburări de ritm pe parcursul a 24-48 de ore sau chiar mai mult. Hotărâți la consultația inițială atunci când îi se pune holterul, pe ce durată, în funcție, sau există un protocol de 24-48 de ore pe care trebuie să-l urmărească pacientul? Da, se hotărăște în funcție de simptomatologie. Sunt pacienți care au simptome odată la 2-3 zile, atunci șansele sunt mai mari dacă este o înregistrare mai lungă, de până la 7 zile. Sunt pacienți care au palpitații zilnic și atunci este suficient o înregistrare de 24 de ore pentru a avea o concluzie asupra ce simptomatologie are și ce trebuie să decidem. Cum primesc pacienții? Sunt speriați când le spuneți că trebuie să aibă o monitorizare de 24-48 de ore pe activitatea EKG, că urmează să plece cu un aparat, să revină dumneavoastră să urmăriți activitatea electrică, să vedeți cam ce s-a întâmplat în toată perioada cât a fost monitorizat? Sunt speriați sau sunt informați și pare un lucru banal? Ca și prim impact au o ușoară reținere, însă într-un minut, două li se explică despre ce este vorba și nu au fost și nu sunt niciun fel de probleme, acceptă, înțeleg că este pentru binele lor, este un aparat ușor de purtat, nu le împiedică activitatea zilnică, trebuie doar să-l poarte pe 24-48 de ore, se reîntorc în serviciu de ambulator, de pe aparat, de pe cardul de memorie se descarcă pe calculator informația, ulterior medicul citește și vede activitatea inimii din perioada înregistrării și constată prezența sau absența tulburărilor de ritm, respectiv are un plan terapeutic în ce privește tulburările găsite, dacă ele sunt. Da. Spuneți-ne un pic legat de computerul tomograf și remeneul cardiac, care se fac în anumite servicii deci nu este de uz curent în toate serviciile de înaltă performanță. Aveți solicitări dese legate de aceste investigații de înaltă performanță? Cui
ar fi necesare aceste investigații, când aveți rezultate, ce așteptați de la un specialist, că inclusiv imagiștii nu sunt toți specializați pe partea de remene cardiac, remene e un termen incorrect, sunt investigații prin rezonanță magnetică sau la computerul tomograf pe zona cardiacă. Da, sunt investigații, într-adevăr, care se aplică și în sfera cardiologică. Computer tomografiile le facem, le cerem în mod curent, să zicem, pentru suspiciunea de tromboembolism pulmonar sau pentru diferite situații în care pacientul nu poate să facă arteriografii și se indică angio-CT de artere, diferite artere. De asemenea, se face și CT de cord când există diferite suspiciuni și în special formațiuni la nivelul cordului, însă în situația asta computertomografia merge mână în mână cu RMN-ul, la fel o investigație care nu se face în mod uzual, însă atunci când este cerută, este așteptată pentru a pune un diagnostic oarecum de certitudine. Da, trebuie să spunem telespectatorilor că eu acum având foarte multe investiții pe zona de imagistică, am început să învăț de la colegii de pe imagistică, angio-CT-urile sunt deja investigații banale. Deci angiocordul, CT-ul de cord nu se face chiar peste tot, dar în sistem ambulator angio-CT-urile sunt investigații care se fac uzual. Există o injectare a substanței de contrast într-un anumit ritm și o efectuare cu niște protocoale foarte clare pe computerele tomograf și e păcat să nu beneficieze nu numai cardiologii, diabetologii, chirurgii de aceste investigații, care pe lângă ecodoplerele vasculare pun foarte multe diagnostice și duc la niște concluzii ale colegilor care fac aceste consultații tocmai în beneficiu pacienților. Care se pare să fie adresabilitatea pacienților? De foarte multe ori oamenii se sperie și vin la cele mai mici simptome, de multe ori stau acasă atunci când patologia este destul de gravă și o neglijează. Cam care este situația din centrele de urgență și ce feedback aveți dumneavoastră pe zona de ambulator în județul Suceava, în Cluj? Cam cum vedeți adresabilitatea pacienților cu simptome cardiace în zona de urgență și în partea de ambulator? Atât cât experiența generală îmi permite și cu atât mai mult experiența din Vatra Dornei îmi permite, sunt destul de încântat și plăcut surprins de pacienții care vin aici în sistemul de ambulator. Am văzut foarte multe cazuri de pacienți care au venit la control de rutină, dorind să știe statusul lor cardiologic, cardiovascular actual, neavând neapărat acuze. Asta înseamnă de fapt că acei pacienți sunt informați, sunt pacienți care se îngrijesc de starea lor de sănătate și sunt pacienți care doresc să știe pe viitor, în cazul apariției unei patologii, ce status au avut și de unde au pornit. În ce privește experiența din serviciul de urgență din Cluj-Napoca, unde am efectuat cărzii rezident fiind, la fel am fost plăcut, surprins, văzând foarte multe cazuri care s-au confirmat a nu fi infarct miocardic acut, a nu fi o situație cardiologică, o patologie cardiologică cardiacă de urgență. Chiar dacă în serviciu de urgență de multe ori devine obositor, este greu la 2, la 3 noaptea să vezi un pacient la care constați că e o nevralgie intercostală, însă care îl supără de 3-4 zile, care dar el a depășește venit până la în 2 3-4 zile, noaptea într-o da? anumită Însă statistica și conștiința îmi spune că trebuie să fac datoria pentru că între 100 de nevralgii intercostale am șanse mari să găsesc un infarct miocardic acut, ceea ce înseamnă că salvez o persoană dintr-o sută prin rutina și prin munca depusă, în special în serviciu de urgență. Per ansamblu, se vede o diferență între zonele în care pacienții sunt interesați, sunt informați. Nu discut neapărat de nivelul de educație pe care
pacienții îl au prin școală, gimnazială, liceu, respectiv împărțirea pe urbană, rural, ci discut despre o informare care se face prin mass media și presă, o informare corectă și oarecum agresivă în sensul acesta, ceea ce este înspre beneficiul pacienților. Da. În triajul laboratoarelor vin foarte mulți pacienți, de foarte multe ori, fără recomandări medicale. Din păcate, medicii sunt foarte ocupați cu atât de mulți pacienți. Toate raportările statistice, cardurile ne ocupă foarte mult timp. Faptul că medicii de familie nu pot vedea decât 20-25 de pacienți pe zi, faptul că sistemul de asigurări de sănătate ar presupune ca fiecare asigurat să aibă dreptul la o baterie de analize și o consultație măcar pe an, măcar la o consultație și o baterie de analize pe an gratuite, dar asta este în visul celor din Ministerul Sănătății și a caselor de asigurări și poate la București, unde sunt cu mult mai mulți bani decât în casele de asigurări de sănătate din provincie. Deși un asigurat plătește constant, lună de lună, contribuția lui la asigurări de sănătate, laboratoarele nu îl pot pune pe o listă de așteptare și ăsta este un fapt care se petrece așa cumva la limita legii, deci normal ar trebui ca fiecare om care are dreptul la această baterie de analize să beneficieze la unul din laboratoarele din județul respectiv, dar vă spun eu sigur că nu prinde. Cel puțin în perioada asta, până să se semneze contractele cu casele de asigurare, avem extrem de multe probleme, solicitările sunt cu mult mai mari decât putem noi face față. Deci, pacienții vin de multe ori prin contribuție personală să-și facă niște analize și avem colesterol mare, avem un colesterol bun, HDL-ul colesterol care este scăzut ca și valoare, avem un LDL colesterol mare, deci în zona de risc sau crescut, și o trigliceridă mare, deci o baterie minimă, că de regulă, mai ales pacienții mai în vârstă, vin și vor glicemie și grăsim. Și atunci noi le punem glicemie, colesterol, trigliceride, HDL colesterol, LDL colesterol, care ne pun niște probleme și care duc la o recomandare să ajungă la un internist sau la un cardiolog. Și de foarte multe ori, așa cum arătați dumneavoastră, există o adresabilitate bună tocmai în interesul lor de a vedea care este starea inimii, pentru că atunci când colesterolul în sânge este crescut, e clar că există un stres pe vase și pe ficat. Extindem uneori cu enzimele hepatice, cu o ecografie care de multe ori ne arată și o steatoză hepatică, dar asta este un alt subiect. Deci când trebuie să îngrijoreze la o baterie de analize uzuale un pacient și să ajungă să-și facă un EKG și un consult la cardiolog? Nu neapărat trebuie să se îngrijoreze cât trebuie să se îngrijească. Apariția unor valori patologice trebuie înțeleasă oarecum într-un mod mai lax. Sunt valori patologice date, valorile normale sunt date ca și valori standard pe o populație așa zis sănătoasă. Un colesterol total de 200 maxim este limita între bun, între normal și anormal. Asta nu înseamnă că un colesterol de 210 ne poate stresa atât de mult. Însă trebuie să fim conștienți că un colesterol de 270, 280, 300 sau mai mult e o valoare mult peste limita normală. Drept urmare, trebuie să gândim în ansamblu valorile analizelor modificate și să le tratăm ca atare. Apropo de colesterol, aici aș aminti foarte mult despre regimul igienodietetic, în sensul că o alimentație cu foarte puține grăsimi, cu scăzut grăsimii puține și un stil de viață sănătos care implică renunțare la fumat și activitate zilnică, activitate fizică zilnică sunt esențiale în cardiopatia ischemică. Da, deja a intrat în obișnuința medicilor de a recomanda și separarea colesterolului în colesterol bun și rău, că un HDL colesterol scăzut ne pune anumite probleme chiar când colesterolul nu este foarte ridicat. Pe de altă parte, colesterolul, avem persoane în vârstă
la 70 de ani, la 60 de ani, care spun, vai, am un colesterol de 220, sunt deja în zona de alarmă. Nu este așa. Noi suntem obligați ca pe buletinele de analiză să punem setările din aparate sau din trusele reactivilor, dar să fac studii populaționale și sunt niște studii nu neapărat legate de populația României în general, în care colesterolul normal este cam la 200 plus 10 legat de o grupă de vârstă, nu? Deci la 200, la 50 de ani există un colesterol normal și la 230-240 de miligram pe decilitru. Cum vedeți dumneavoastră cardiologie? Eu am o părere ușor diferită în acest sens. Cred că există o tendință de modificare a unor parametri normale ai colesterolului, de exemplu, a mai multor probe biologice, a mai multor elemente, dar în special a colesterolului, și cred că aceasta vine din America, unde populația în ansamblu, având valori crescute, ca să nu impună prin firmele de asigurări de sănătate un anumite tratament tratamente și agresiv, investigații și da? Urmărie, Atunci da? cred că au ales să Să crească un lărgească pic valoarea zona, normală? exact, zona de normalitate a colesterolului sau altor elemente investigate. Da, într-adevăr, deci o investigație cu grăsimile de rutină și un consult la medicul de familie, internist și cardiolog, asta prinde bine oricui, și un regim de viață normal, în sensul de a renunța cât putem la masa de seară și, sau a face o masă de seară ușoară, da? Deci, și a ne mișca, asta ne lipsește. Deci suntem sedentari, suntem stresați, mâncăm târziu și mult, iar mesele nu sunt regulate, mesele principale sunt cele de seară și, din păcate, asta se întâmplă și copiilor și tinerilor, care au o viață de urmat înainte și e total anormal ca masa principală a zilei să fie la ora 8-9 seara. Sunt întâlniri de familie care trebuie să se petreacă la ora aia, dar nu cu mese copioase, stropite eventual cu alcool sau urmate apoi de somn, că e o oră la care trebuie să te odihnești. Asta duce la modificări mari ale parametrilor biologici și la niște lucruri care dumneavoastră vă dau de gândit în consultația pe care o faceți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în această emisiune. Am învățat și eu multe lucruri și sper că și telespectatorii au aflat lucruri noi. Întotdeauna trebuie să fim stresați de starea noastră de sănătate, iar inima este un aspect care trebuie urmărit permanent. Vă doresc o seară bună. Mulțumim frumos domnului doctor de participare. Eu sunt Rodica Boca, medic primar medicină de laborator, gazda dumneavoastră din această seară. Vă doresc o seară bună în continuare.